Trecutul, prezentul și viitor. Ok? Eu am gândit să fiu trecutul în povestea asta. Numele meu este Cristian Deacu. În 2007 am început Telecom Academy. Practic, aș putea să spun că ăsta este trecutul. Totuși, din trecut putem să învățăm extrem de multe lucruri. Eu, din trecut, legat de Java, știu următoarele lucruri. În momentul când ne-am acreditat ca și Cisco Networking Academy, un proces destul de laborios, în orice caz, Java era un curs prea de nișă, lăsat într-o parte de Cisco. Chiar au renunțat un an mai târziu, chiar jumătate de an mai târziu, la colaborarea cu Oracle sau cu Java, sau cei care făceau Java și n-au mai avut curs cu Java în portofoliu. Noi atunci am luat o decizie destul de riscantă la momentul respectiv, și am zis că nu are rost să ne anunțăm la cursul ăsta. Hai să facem noi. Hai să facem noi curicula. Ok, n-am mai dezvoltat-o Cisco de ani de zile. Acum nu mai avem sprijinul platformei Cisco. Probabil că mulți dintre voi știu platforma NetAcad. La momentul respectiv am luat această decizie să dezvoltăm noi, să rescriem noi. Asta înseamnă. Să rescriem un curs neînțelușor. Scrie materiale de curs, faci laboratoare, faci examene, vine lumea și va trebui să susțină niște examene practice, trebuie să le plătești și așa mai departe. Deci îți asumi tu tot rolul. Okay? Când aveam cursurile Cisco și toată platforma funcțională, toate cursurile acolo, 70-80% din treabă era făcută din Cisco. Ce vreau să spun este că, deși nimeni nu pare eu pe Java la momentul respectiv, okay? Este cum este Java în momentul de față. Este foarte bine văzut. Cei care știu Java, cei care știu Java, sunt angajați în secunda următoare. Cei care ajung la un nivel superior în Java, deja fac cele mai bune salarii din România. La vremea respectivă, cele mai bune salarii din România, le aveau cei care lucrau în rețele. Ok? Nu vreau să insist foarte mult, dar gândiți-vă unde sunt cei care știu rețele în momentul de față și unde sunt programatori. Ce vreau să vă spun este că, din trecut, puteți să învățați un lucru foarte simplu. Dacă la un moment dat o tehnologie este căutată și la modă, asta nu înseamnă că acela lucru se va mânta în viitor. Faceți ce vă place. Asta este sfatul. Numărul 1. Faceți ce vă place. Dacă Java nu este să facă vostru, vă dați seama la un moment dat, repede faceți trecerea. Sunt destine, trebuie să faceți asta. Ok? Asta învățăm din trecut. Tot în trecut nu am dezvoltat foarte multe cursuri, însă nu pentru asta suntem aici. Telecom Academy în prezent este Academy Cisco, are o grămadă de cursuri în portofoliu, dezvoltate de noi de la zero. Practic, cursurile Cisco în cadrul Academy Cisco sunt o treime din toate celelalte cursuri. Cursurile Java, pentru că pentru asta suntem aici, reprezintă o treime, iarăși, din toate cursurile noastre. Deci celelalte cursuri, de Linux, Quadrata și așa mai departe, sunt ultima treime. Da? Asta ca să vă faceți o idee, ce se caută în momentul acesta. Printre angajatori și printre angajați, cei care vin și se trăimnesc, pentru că așa ni se cere viață. În viitor, dezvoltăm, deja dezvoltăm și vom avea dezvoltat Coursera de România, Coursera de Avis, de Udemy și așa mai departe. Ați vrea să aveți ceva aici? România nu poate ce nu stau. Română, o instituție palpabilă care să vă dea ceva, certificări, poate chiar cursuri similare cursurilor de la facultate, unele dintre ele chiar acreditate și cu ștampila unei facultăți, bineînțeles, nu e licență și așa mai departe. Dar cum ar fi să am edX-ul meu aici în România? Asta ne propun noi. Brainpoint. Ok? Brainpoint. Telecom Academy va fi anexat acest Brainpoint și vom încerca să aducem tot felul de cursuri ușor digerabile, okay, pe categorii în acest concept care se va numi Brainpoint. Pe scurt, dacă vreți Coursera de România, înțelegeți lucrul acesta. Coursera pentru noi, pronuncii de pentru omul de la țară, pentru omul de la țară care vrea să învețe și el ceva, nu are posibilități, pentru cel care vine la facultate și poate că înțelege suficient de bine materia așa cum este explicată sau cum o are prezentată. Da. Foarte multe dintre cursurile noastre de la Telecom Academy, făcute de noi, acum, foarte studioase, pentru că voi înțelegeți asta,
din aproape în aproape, să vă dați seama, pe nivelul, bineînțeles, să vă dați seama dacă vă place materia respectivă și să vă facă plăcere după aceea să continuați și să ajungeți la un nivel acceptat. Bun. Acesta este viitorul nostru. Acum, dau cuvântul Victoria, care este prezentul nostru. Bună seara! Dacă Cristi este trecutul prezentul și vreau să vă spun despre prezentul vostru, despre studenții, despre implicarea la facultate. Și acum, de asta, să vă spun despre trecutul meu. Mi-am intrat și eu la facultate acum multă vreme. Am întâi, facultate când vedea că l-am pierdut. Nu pentru că n-am fost la cursuri, nu pentru că am intrat examene, nu pentru că n-am fost la laboratoare, seminarii și mai departe, ci pentru că n-am dat interes. Adică, dintr-un an de zile, am venit de aici și consider că, nefăcând nimic, nedepunând niciun efort, am pierdut timp. Am făcut chestia asta pentru că am intrat în de scepticism la facultate. Și sunt destul de sigur că parte dintre voi aveți o doză de scepticism când vine vorba despre ce poate să facă facultatea pentru mine. Am dreptate? Cine are scepticism legat de mâncar o martire de la facultate? Ok. Ce vreau să vă spun în seara asta este că după ce am trecut peste faza asta, după ce am trecut un an de zile, am zis mai bă, sigur că vina facultății, sigur nu vina mea, sigur mi-aș putea să fac și eu ceva ca să nu-mi pierd timpul la facultate. Începând cu anul al doilea, am dus la facultate și mi-am dat interes. Adică m-am dus la cursă de la dimineața, am luat notițe, am scris, m-am dus acasă și am citit toată materia mea. Ideea este în felul următor. Cât timp n-am depus niciun fel de efort, tot a trecut pe lângă mine și am considerat că e o pierdere de vreme. Și poate o parte dintre voi vă aflați în situația asta, măcar în materie, ca să nu generalizez. Dacă începeți să depuneți măcar 5% din energia pe care o aveți pentru una, două, trei, patru materii pe care o faceți în momentul de față, aveți șansa să găsiți ceva ce vă poate desena viitor. Mie mi-am făcut rețelistica. Încă din liceu, nu mergea nimeni foarte bine, așa că am învățat rețelistica. Am venit la facultate, m-am avut de programare calculatoarelor, structură de ajuns algorii, cum sunt oameni de astea. Și programare obiect orientată. La început am avut un start mai greu, tocmai pentru că nu eram prezent la curs. Eram acolo, dar nu făceam nimic ca pentru viitor. După ce mi-am dat interesul și am terminat programare obiect orientată și am dat seama, tot chestia asta chiar sunt mișto. Am avut norocul să vorbesc de Aurel, care a început să își învețe de Java, să-mi spună, bă, uite, ai învățat lucrurile de bază, ai de programare pentru orientată, hai să te aduc un plus. Ce încerc să spun este că exact asta puteți să faceți și voi. Plecați la premiza, haideți să dau și eu 5% din efort. Vine profesorul, dă și 50% din efort. Și puteți să rămâneți cu ceva util din cadrul materiei. Indiferent că e vorba de programare, indiferent că e vorba de electronică, indiferent că este vorba despre astronomie. Okay. Orice materie care vă este predată în momentul de față o să treacă pe lângă voi dacă nu faceți și voi ceva în legătură cu ea. Și nu mă refer doar să mergeți și stați în bancă pe telefon, pe Facebook, să vă uitați prin profesor. E cât dintre voi faceți chestia asta? Cât mergeți la seminar și așteptați doar să vă comandați pe tablă și să te neseminar. Curaj. Ok? Nu o să rămâneți cu chestii în plus dacă nu faceți asta. Dacă nu depuneți să ținem orice. După ce identificați o zonă care vă place, începeți să citiți pe cont propriu, începeți să vedeți, bă, cum aș putea să învăț? Există mii de tutoriale pe YouTube, există Coursera, există Edris, în curând o să existe Brain. Okay? Nu vă place direct să faceți ceea ce a spus și Cristi. Nu îmi place programarea, mi-am dat seama după două luni super. Vă duc să văd ceea ce poate să-mi placă. Nu este obligatoriu ca un domeniu doar pentru că este super acamat să fie pe plan. Ok? Deci ce încerc să vă transmit, ce încerc să rămâne pentru viitorul vostru, pentru ceea ce o să vorbesc la momentul mai departe. Găsiți ceea ce vă place, faceți lucrul ăla cu cât mai mult de efort, de bună, cât mai mult din timpul vostru, energia voastră, ca să vă dați seama, băi, chiar vreau să fac asta. Dar până nu o să faceți asta, până nu o să ridicați cu adevărat timp și energie, s-ar putea doar să pierdeți timpul. Ca să nu pierdeți timpul, țin doar de voi. Decizia, doar la asta. După cum am spus, pe noi am venit la Orențiu, cu Java. Mi-a plăcut, lucrez cu asta acum printre alte activități. În continuare, o să las pe el să vă prezinte viitorul din vedere
Salut Alja. Mulțumesc frumos. Eu am pregătit un subiect un pic mai tehnic, totuși nu foarte tehnic. Deși prezentarea pe care o să vă arăt acum este un prim plan al unei prezentări pe care este foarte posibil să o țin chiar la San Francisco în toamna asta, dar am adaptat-o astfel încât să fie totuși nu atât de tehnică și aș mi-aș dori ca toată lumea de aici să înțeleagă. Dar există două subiecte pe care aș vrea să le discut cu voi. Unul este cel tehnic, aș vrea să vă arăt nu doar viitorul, să vă explic puțin despre evoluția arhitecturilor Java. Deci să vorbim despre trecut, ce a fost Java când a apărut și mai mulți ani după, ce este în prezent și după cum colegii mei mai devreme au spus, este unul dintre cele mai folosite limbaje de programare și în prezent aveți șansa să vă angajați cu un minim de cunoștințe, dar pentru care trebuie totuși să vă luptați un pic la început. Telecom Academy vă ajută cu asta, aveți o gălăgie de materiale unde puteți să studiați și companii, în special corporații din București și nu numai din România în general, vă ajută să vă angajați și să intrați pe o poziție de unde puteți să vă dezvoltați mai departe și să ajungeți, dacă partea financiară chiar va ultima, pentru că Cristian a fost cel care a adus discuția despre asta, chiar la un moment foarte, foarte mare, dacă asta este, nu numai asta contează, după cum am dat vorbesc, putem să discutăm la finalul prezentării. Sunt multe alte lucruri care contează și care te satisfac atunci când dezvolți o aplicație software sau o arhitectură. Deci, ce aș vrea să vă prezint este ce a fost Java, ce este Java și ce va fi Java. Și vă comentam un subiect mai tehnic important despre arhitectură software. Arhitecturile software sunt în totdeauna într-o continuă evoluție. Când a apărut Java, nu existau aplicații atât de mari încât să necesite rezolvarea foarte multor cereri, request-uri, să aibă nevoie de putere de procesare foarte mare, să aibă nevoie de o memorie foarte mare. Și atunci, cunoaștem cel mai mult când amintesc de Java prin Prisma, chiar la exemplul pe care le făceam în facultate. Deci, Java pentru mine era doar analogul cu ceașca de cafea, era ceea ce înțelesesem eu prima dată când am încercat să vorbesc, să învăț limbajul ăsta. Deci, hai să facem un pic de istorie acum, având în vedere că ați ajuns la retunul, poate este subiect care a avut cel mai mult înainte de facultate. Un pic de istorie începe cu trecutul și în principiu trecutul pentru mine era ceva de genul dacă am învățat să codez un pic de HTML, ok, înseamnă că sunt un programator. Între timp mi-am dat seama că nu este chiar așa. Multe lucruri s-au schimbat de atunci, dar cam așa arătau, de exemplu, aplicațiile Java în trecut. Erau niște apleturi, făceam exemplu asta în facultate, posibil chiar voi să mai faceți acum așa ceva. Să vă întrebați, scrieți atât în facultate, să fie o materie de Java acum? Nu sunt în modul de da? Nu sunt în facultate. Da, nu s-au luat. E normal să se mai fac. Da? Într-o mare măsură este normal să se mai fac, dar asta este cum înțelegeam și practic este un terenul WordPress atunci, cel mai complex lucru la care ajungeam în facultate era poate un joc de șah în rețea. Dar, după cum v-ați prins, i-au făcut tot sub forma unui apel. În mare parte, exemplele pe care le faceți și acum, poate că nu mai sunt apreturi, dar sunt aplicații foarte simple asemănătoare și poate nu vă aduc să înțelegeți exact ce se întâmplă în aplicație reală. Dar aplicațiile mici sunt lucruri de la care porniți. Și asta este un fel de preistorie. Da? Așa au început lucrurile. Dar lucrurile au evoluat pe măsură și cealaltă lucruri aș vrea să vă arăt ca este un grafic, speram să se vadă un pic mai clar, sincer. Este vorba despre lucrurile care s-au transformat, care au avut loc de la momentul în care programatorii scriau niște aplicații pe smartphone, la ce se întâmplă chiar și în prezent. În prezent avem foarte multe frame-uri. Ați auzit dată de Spring, Java Enterprise Edition, Play, Apache, vă spun ceva cu puntele astea, sunt frame-uri. Ele nu existau înainte. Înainte, mă refer până, să spunem, acum 15 ani, la apariția primului framework, formează prezentul. În momentul de față,
o rugăm în special pe framework-uri, în care o mare parte din funcționalitatea aplicației nu este scrisă de programatorul care scrie aplicația respectivă, este scrisă de programatorul. În general, Spring Framework este framework-ul care a prins cel mai bine și este folosit în foarte, foarte multe aplicații. Înainte de Spring Framework, am mai fost o încercare la Oracle, chiar la Enterprise Edition, pentru cine spune ceva, a fost începutul de trecere la o soluție de tip framework, la aduce parte din funcționalitatea pe care programatorul o rescria la fiecare aplicație, într-un loc comun, care poate fi reutilizat cu fiecare aplicație și pe care programatorul nu trebuie să mai scrie. Deci ce s-a întâmplat? Foarte multe funcționalități au fost portate din ceea ce trebuia să scrie în curent la fiecare aplicație în framework-uri, astfel încât în momentul ăsta, o să vă și arăt în un exemplu live pe care am să încerc să fac aici de mult voi, nu trebuie să mai facem mare lucru, trebuie să mai scrie tot din de cod în realitate ca să expunem o funcționalitate în internet în ziua de astăzi. Deci, ce s-a întâmplat este că Spring-ul a captat și asta este prezent în momentul ăsta. Avem foarte, foarte multe aplicații făcute cu Spring și o aplicație cu Spring îi face și mai după ce vă plictisesc puțin cu introducerea asta teoretică ca să știți în ce vreau să mă bagă. Deci, când vine vorba despre Java Enterprise Edition versus Spring, în momentul ăsta putem spune că deși Java Enterprise Edition încă se dezvoltă, cumva am trecut pasul și Spring este ceea ce veți vedea în aplicație. Este și un grafic foarte interesant în care afișează trecerea de la un framework la un alt framework și o să vedeți că există chiar și teoretic situații de aplicații care trec la Spring la Enterprise Edition, însă numărul lor este foarte, foarte mic și de obicei deciziile acolo sunt mai mult politice. Face chestia asta de zi cu Oracle însuși, pentru că ei au dezvoltat până acum un an și jumătate în Enterprise Edition, după care l-au făcut outsource și l-au făcut la Apache Foundation și la Eclipse Foundation, împărțit o parte dintre proiectele lor. Deci, ăsta este prezent. Prezentul este format din framework. Unde mergem mai departe? Mai departe, asta este un set de framework-ul pe care, numai ca să faci de ce a fost un de tip, este o mică parte din logo-urile care reprezintă framework-ul pe care le-am folosit până acum. Este doar o parte dar cel mai important dintre framework-urile pe care le folosim în dezvoltare de aplicații în ziua de astăzi, prin care vedeți și Spring Boot, Play, Java Server Faces, Kafka, logo-urile de la Apache, Jelly și așa mai departe, mai sunt cealaltă pe care le folosim. Ceva s-a mai schimbat între arhitectura în sine aplicației. Înainte făceam o aplicație care reprezenta tot. Programatorii lucrau la o singură aplicație care conținea toată funcționalitatea. S-a demonstrat, timpul a demonstrat, că modul ăsta de lucru, de dezvoltare, nu este cel mai bun. De ce credeți că face o aplicație interocupată, un singur executabil cu toată funcționalitatea acolo, nu este modul cel mai eficient? De ce au ajuns programatorii la concluzia asta și arhitecții software la concluzia asta și ce au schimbat în sensul ăsta? Ceva din partea voastră, hai să vedem. Da, nu se poate din partea. Da, poți să faci. De ce n-ai putea dacă este una singură? Poți să faci, da. Dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să modifici tot executabilul. Ok, foarte bine. Dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să modificăm absolut totul. Și asta implică, eu ceva să fac cu aplicația, dar vreau să pun, să o expun în perioadă de utilizatorii. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că în orice chestie mică pe care o modific, el trebuie să reinstalez întreaga aplicație. Este asta un lucru rău? A zice că da, pentru că multe aplicații au foarte multă funcționalitate. Iar a reinstala o aplicație poate să dureze suficient de mult timp. Cum ar face, de exemplu, un software extrem de mare, cum este care răspunde în mare măreță, care răspunde la foarte multe requests, la foarte multe solicitări, un site de socializare, Instagram, Facebook, Twitter, o aplicație precum Uber, de exemplu, sau Taxify, care de asemenea răspunde la foarte multe requests-uri la un moment dat. Și putem găsi o grămadă de exemplu de genul ăsta. Cum ar face să schimbe ceva foarte, foarte mic, dacă ar trebui de fiecare dată să reformească întreaga aplicație? Ar face aplicația inaccesibilă sau ar fi foarte greu să o facă să fie continuu accesibilă. Asta este o problemă. O altă problemă este livrarea în sine aplicației. Este mult mai greu să livrezi un
singur executabil foarte mare decât în interlocutată de exact de executabil respectiv. Iar în ceea ce privește debugging-ul, nu debugging este problema, ci investigarea problemei în sine, adică dacă am o aplicație foarte mare, totul se află acolo. Deci problema mea poate să apară de oriunde din cele foarte, foarte multe zeci de mii de linii de cod pe care le am. Nu ar fi mai bine dacă aș avea mai puțin linii de cod, desigur. Dar cum fac să am mai puțin linii de cod? Simplu, împart aplicația. Și următorul lucru care s-a întâmplat este că aplicația românică a devenit service-oriented. Ce înseamnă service-oriented? În loc să am o singură aplicație, am acum mai multe aplicații care comunică între ele în rețea. Fiecare aplicație în sine rezolvă o anumită responsabilitate. Credeți că ar fi totuși... De ce au greșit programatorii? De ce au ales în timpul monolitului? Ca arhitectură. Oare au greșit? Erau mai simple aplicații. Erau mai simple, foarte bine. Și un al doilea lucru, foarte important și sesizabil. Ok, foarte bine. Nu vreau să fie tehnologia, să spunem că nu ar fi fost un impediment ăsta. Comunicare se face foarte ușor. Comunicare se face foarte ușor. Între interacțiile. Și acum de ce nu s-ar face? De ce s-ar fi schimbat asta? M-aș gândi la altceva. Cum comunică mai multe servicii între ele? Am spus mai devreme. În rețea. Și rețeaua era la fel de rigare, pot mai multe? Nu cumva s-a schimbat ceva și în calitatea comunicării în rețea, între timp, desigur s-a schimbat. Dar vă puteți uita în trecut, de când a apărut și până acum internetul în România, am început foloseam conexiuni care ne permiteau să descărcăm câteva kilobytes pe secundă. Iar acum putem să descărcăm gigabytes. Da? Este o diferență foarte, foarte mare. Nu știu câți dintre voi v-am zis chestia asta, dar în universitatea am găsit să descărcăm în timpul torente. Da? Toată. Bun. Service-oriented, faptul că am împărțit aplicația, că am pus împărțit aplicația, ne-a ajutat foarte mult și tehnologia să facem asta. Avem sisteme mai performante, avem rețele mai performante. Și ușor, ușor, service-oriented s-a transformat și în microservicii. Și microserviciile, ce credeți că s-a întâmplat? Efectiv, serviciile s-au împărțit și mai mult și au devenit inclusiv responsabile de date lor proprii. Adică fiecare microserviciu are propria bază de date. În service oriented architecture, în principiu, s-a împărțit mai funcționalitatea, dar datele în sine rămâneau centralizate într-un singur loc, într-o singură bază de date. Microserviciile duc asta și mai departe. Avem acum mai multe aplicații și fiecare aplicație este inclusiv responsabilă de propriile ei date. Și viitorul avea apărut, practic, de puțin timp pe piață și unică inexistent în cele mai multe aplicații, practic, folosind o foarte, foarte mică parte în aplicații, serverless. Serverless este o minimizare a funcționalității în care o singură funcție în sit din program este implementată sub forma unei aplicații întregi. Iar acea funcție este instalată într-un cloud. Cloud-uri publice sau cloud-uri private, precum Amazon Web Services, Azure, Oracle Cloud, Google Cloud sau, spuneam, cloud-uri private, precum OpenShift, de exemplu, nu la dispoziție funcționalități din serverless. În viitor, multe dintre funcționalități în sine vor fi atât de mici încât vom avea o singură funcție instalată în cloud care face un singur lucru și este chemată la un anumit eveniment exact atunci când este nevoie. Deci ce s-a întâmplat cu arhitecturile care a fost evoluția arhitecturii? Nu doar că limbajul s-a schimbat foarte mult de acum 10 ani și până în prezent, în Java a ajuns deja la versiunea 11 și în urmă a lansat versiunea 12. Foarte multe funcționalități. Însă arhitectura în sine s-a transformat, mentalitatea programatorului și arhitectului s-a transformat și în varmă în care vreau să aplicați la fel s-au transformat la lungul lor. Haideți să vorbim acum despre ce este viitorul. Ce înseamnă viitorul în dezvoltarea aplicației? Viitorul, în primul și în primul rând, înseamnă cloud. O să vă spun că o altă chestie pe care am schimbat-o este faptul că deployment acum nu se mai face în sisteme pe care companiile le iau și le întrețin tot. Ați auzit atât de Amazon Web Services? Ați folosit la Amazon Web Services? Știți că puteți să folosiți gratuit Amazon Web Services pentru un an de zile în VPN? Puteți să faceți chestia asta. Încercați să învățați. Cloud-ul este viitorul. Da?
Acum, pe slide am pus un cuvânt water. Este doar o chestie care s-a schimbat. Sincer, cred că aș vrea să pun chestia asta înainte de, de a vă vorbi despre viitor. Dar este doar o modificare care s-a schimbat de la stat în modul în care lucrează programul. Aveți de gând să cercați software-urile înainte? Vă spun eu, vă dau un indiciu. Există mai multe faze. Venea clientul și cerea ceva. Software-urile se fac pentru cineva, nu? Deci trebuie să existe o cerere de la cineva care să-i spună, vreau să arată un lucru. Ce se întâmpla cu cerința asta? Iar apoi, mai departe, se făcea un design al ei. Și după design respectiv, ea era implementată. Și după implementare, ea era testată. Și după testare, ea era instalată. Și după instalare, era testată de utilizatorul ei, adică de client. Și asta se cheamă water. Lucrurile nu mai funcționează așa. Nu mai sunt water, înțeles. Cine are de ce nu mai sunt water? Nu este bine, nu pare suficient de bine să facem chestia asta pas cu pas. O mică neînțelegere între cerințele inițiale, cerințele clientului și înțelegerea companiei care produce software, poate duce la repetarea clientului proces. Exact, și ce am omis să vă spun intenționat este că tot ciclul ăsta poate să dureze și 2 ani. Deci acea mică neînțelegere care duce de la cerință până la implementare, poate să facă companie să fie 2 ani de zi. Poate pare mai și atunci ce se întâmplă cu modul de lucru devine altfel. Adică fiecare aplicație este livrată puțin câte puțin. Ce se întâmplă cu aplicațiile pe care voi le folosiți? Instagram, Facebook, Uber. Nu vi se pare că din când în când mai apare cu o funcționalitate? Din SMI? De ce credeți că din când în când mai apare cu o funcționalitate? Mai apare câte un buton într-o parte, se mai schimbă câte o poză într-o parte. Dar lucrurile evoluează, aplicațiile evoluează în iterații. Adică nu se mai creează o aplicație trecând de la niște specificații până când ea este finală. Și orice aplicație se creează bucată cu bucată și acea bucată este chiar lansată către publicul care vizualizează chestia asta. Asta este orice. Și în felul ăsta care e caramblat? Eu funcționez în momentul ăsta pe iterația se spune de 2 săptămâni. Dacă am greșit ceva de la request și până la punerea ei către utilizator și utilizatorul va sesiza că nu este ceea ce își dorea, eu am pierdut 2 săptămâni. Dar nu am pierdut 2 ani. Și atunci îmi pot asupra că am pierdut 2 săptămâni și voi reface bucata respectivă de aplicație. Este mult mai simplu decât a fost felul ăsta. Deci care este viitorul până la urmă? Pentru că asta lăsă să discutăm cine este cel care va schimba și va face, sau ce anume va schimba și va face lucrurile și mai agile. Adică ceea ce am dorit, v-am spus mai devreme că este în momentul ăsta, în majoritatea cazurilor, iterațiile sunt de 2 săptămâni. Ce credeți că mi-aș dori și mai departe să fac, să evoluez? Cum credeți că mi-aș dori să evoluez? Cât mai scurt în timp. Asta este ceea ce se urmărește. În viitor, software-ul se va dezvolta efectiv într-un timp necesar numai dezvoltării funcționalității. Funcționalitățile vor fi mici și lansate eventual chiar și la câteva ore distanță de la momentul în care se face cererea. Dar să vă spun chiar în secret, asta facem chiar în momentul ăsta. Este o chestie pe care o experimentez. În situații pe care, în care am livrat în producție ceva ce mi s-a cerut ei. Este un ciclu atât de rapid, încât pur și simplu nu se poate mai repede. Asta este ceea ce își dorește viitorul. Cu zeintea și testarea este trebuie. Da. De exemplu, dacă s-a cerut să facem pur și simplu să mărim un text care apare pe pagina web. Am mărit un text, am lăsat mărirea dintr-un text și am dat un produs în 2 ore. Cum se poate chestia asta? Cu tehnologii pe care atât de avem și pe care nu trebuie decât să le folosim în viitor. Lucrul ăsta se poate, este prezentul și viitor. În momentul de față, nu multe aplicații fac asta. Puține aplicații chiar fac asta. De asta nu am impus în prezent. Din
utilizarea asta. 90% din aplicații, poate chiar mai mult, nu funcționează așa. Dar viitorul va face ca ele așa să funcționeze. Ceea ce se cere să se livreze aproape instantaneu către utilizator. Orice greșeală care se găsește de către impresă să fie rezolvată și livrată în timpul cât mai scurt posibil. Adică dacă ea nu găsit acum și rezolvarea îi durează jumătate de oră, cred că la maxim o oră să fie producție. Și problema să fie, în felul ăsta, găsită de cât mai puțin utilizatori. Adică să fie aplicați mai puțin utilizatori. Ok, ce poate să implice asta? De asemenea, ce poate să implice la tot de mai repede? Poate să implice banii pentru regression. Altă? Adică să dat care să dat mai bani ceva, dar să fie ceva. Exact, adică și asta implică și faptul că se duce mai mult. Da. Da? Pe principiu, cine lucrează repede poate să-și greșească mai mult, cine nu muncește, nu greșește și este promovat. Într-adevăr, realitatea este că lucrând mai repede poți să greșești mai mult. Din fericire poți să și repari așa la mai repede. Și atunci, pe total, când este mai bine, dacă este să vorbim. Continuous delivery este cu zâmbitarea asta. Ați auzit la termenul continuous delivery? Vă spun ceva continuous delivery, continuous delivery înseamnă efectiv ceea ce fac acum, cum este terminat, să ajungă în produs. Bine, o variație de fapt să se continuă după la un dar am simțit un fapt unde dacă acum. Ca să rezolvăm cât mai mult partea cu cum se minimizează riscurile oribor, avem înainte de delivery integration. Adică integrăm teste care se creează automat, astfel încât acel regression test, adică testele pe ceea ce este deja implementat, să se facă automat și instalarea funcționalității să se întâmple numai dacă la toate testele de regresie au trecut, adică dacă ceea ce am scris chiar nu afectează ceea ce a fost deja scris în viață. Asta este continuă zilivă și asta este ceea ce vrem să facem. Cum facem chestia asta? Folosind orchestrarea. Orchestrarea este mecanismul prin care un alt software face managementul instalărilor noastre. Noi configurăm un software care să facă efectiv pentru noi tot acest pipeline de la testare până la inclusiv instalare și atenție inclusiv rolul de datorem la ceea ce am instalat. În e-commerce se poate întâmpla să zici, opa, am greșit toate testele din lume, am reușit să introduc un bug chestia asta pe care îl descoperă, dar e deja instalat aplicația. Pot instantaneu aproape să fac rigoarea de SRB-ul la vechea funcționalitate care funcționa, care știam că funcționează. Da? Asta este ideea. Deci, motivul pentru care facem asta este ca să înălțim, am scris eu, scalabilitatea acolo, nu este numai scalabilitatea. Este un, per total, performanță, la availability, availability și multe alte software qualities pe care le îmbunătățim. Haideți să vedem acum și puțin cod, pentru că v-am spus foarte multe cuvinte. V-am spus mai mult decât mi-aș fi dorit să vă spun și nu intenționam să vă plictisesc. Intenționam să vă plictisesc cu un ecran negru mai da? Deci, ce vedeți aici este de fapt o mașină virtuală și dacă o să mă duc în browser aici, o să vedeți că nu sunt decât într-un cloud de AWS. Vă întreba mai devreme dacă știți ce înseamnă AWS. AWS este Amazon Web Services și este unul dintre cele mai construite cloud-uri publice în momentul ăsta. Pe contul meu am creat o mașină virtuală. O mașină virtuală este ca un sistem virtual pe care eu pot să-l folosesc, nu l-am fizic cu mine, dar este undeva pe niște data center-uri care se află undeva, nu mă interesează unde, în cele mai multe cazuri. Da. În cazul ăsta e pe undeva prin North Virginia, deci pe coasta de est a Americii. Și puteam să aleg octobre o altă regiune și ar fi fost o primă, contează ce regiune, pentru că poate că v-ați scris chiar voi, geografic vorbind, nu este tocmai cel mai eficient lucru de lume, că am ales să lucrez cu mașini virtuale care se află pe partea cealaltă a lui. Adică, probabil că într-o aplicație mi-aș dori să fie cât mai aproape de mine mașinile și data center-urile pe care le sunt. Dacă aș face o aplicație reală, aș prefera ca serverul data center-urile pe care le folosesc în Amazon să fie mai legat la Paris, Londra sau
posibile decât în America. Dar la când s-a întâmplat să fac o mașină virtuală în America? Bun, și mașina asta virtuală, această mașină virtuală l-am conectat folosind un tool de SSH, Qt, probabil că ați folosit și voi, unul dintre voi. Dacă nu, cu siguranță o să ajunge să-l folosiți, nu este o problemă. Și pe el am instalat deja, pentru că a fost nu prea complicat să fac chestia asta împreună cu voi, am instalat deja un tool de orchestrare care se numește Kubernetes. Este unul dintre cele mai folosite tool-uri de orchestrare în momentul de față. O să încerc să vă explic cum funcționează. Dar o să încerc să vă explic cum funcționează instalând o aplicație pe care o am. Am pus pe... O să schimb folderul și am pus pe un GitHub o aplicație foarte simplă care este un Hello World. Aplicația asta este într-un folder pus de mine pe care l-am aici și dacă o stau unde sunt, o să vedeți că este de fapt o aplicație Java și o să vă duc un pic prin aplicația asta ca să înțelegeți ce face ea. Aplicația are un total aproximativ 5-6.000 de tot. Și expune un serviciu WordPress. Cum e posibil așa ceva? V-am spus un pic mai devreme. Cine îmi dă posibilitatea ca doar cu 6.000 de tot să expune un serviciu rest? Adică să fac o chestie care este destul de complicată acum. Nu presupune comunicarea în rețea, presupune foarte, foarte multe lucruri. Management, transferul de date, protocoale. Toată chestia asta este posibilă datorită faptului că folosesc un framework. Iar framework-ul pe care îl folosesc se numește Spring. O să vă arăt că tot ceea ce am scris în sine este numai o clasă. Știu că se vede mic, am să măresc contul, da? Ca să o puteți vedea. Da? Pentru că, practic, întreaga funcționalitate și tot ce am scris eu aici este asta. Se vede, se poate vedea până în spate. Folosind două anotări și definind o metodă, am făcut un serviciu web care va fi accesibil la acest URL în browser, care returnează de loc. Și atât. Asta este tot ce fac. Returnează de loc. Deci ce vreau să fac eu este să reușesc dintr-un browser să apelez o aplicație care îmi returnează un șir de caracter. Deci este foarte fain acest exemplu de Hello World, pentru că, după cum v-ați prins, în loc de Hello, aici pot să returnez, de fapt, orice vreau eu. Dar deci, dacă știu să fac chestia asta, știu să fac orice fel de aplicație în aia. Acum, mă întorc la consola mea și tot conținutul acestui repository, inclusiv cu serviciul web dezvoltat, care nu face altceva decât să returneze Hello, este în acest SRP de aici. Pe lângă SRP în sine, mai am un fișier foarte important care se numește Dockerfile. Fișierul ăsta are 4 linii. O să vă traduc acele 4 linii. Se văd linii sau mă resc omul? Aceste 4 linii zic în felul următor. Pleacă de la o imagine care se numește OpenJDK8. Și ăsta este un sistem de operare Linux împreună cu JDK-ul, care este necesar pentru o aplicație Java să fie compilată și executată. Ce folosesc aici este un tool care se numește Docker. Docker îmi permite să creez imagine pe strat. Asta înseamnă că plec de la stratul care reprezintă sistemul de operare pus mașina virtuală și vin deasupra cu un executabil. Pentru cine a lucrat cu Java știe că un jar este executabil în Java. Acest jar este de fapt chiar aplicația pe care eu o execut și aplicație care va rezulta numai cu compilării codului pe care l-am arătat mai devreme. Și spun, tot ce se întâmplă este ce vreau să-mi creez, este un sistem de operare Linux Alpine cu JDK care pornește aplicația creată de mine. Aplicația, în schimb, este dată ca parametru, pentru că eu tocmai o să compilez, deci nu are cum să știe cine este jarul ăsta, pentru că jarul ăsta încă nu există. Când apare jarul? În urma compilării aplicației. Ori eu aplicația plec direct de la codul ei sursă, în momentul ăsta. Vă uitați pe folderele astea, nu am nicăieri altceva decât codul sursă pe care tocmai bine am arătat. O aplicație Spring Boot este o aplicație care se construiește, se poate construi cu un tool de tip care se numește Mailgun. Există și alte opțiuni, mai există Webel, însă ca nu s-au să folosim Mailgun pentru că este foarte simplu. Și, de exemplu,
în cazul de față, este o singură comandă pe care ar trebui să o dau ca să construiesc aplicația. Name clean install. Dacă dăm comanda asta, o să așteptăm puțin timp și o să vedem un build failure. Ok, asta este minunat. Dar faptul că vedem un build failure este din cauza faptului că nu avem permisiuni de loc în momentul ăsta, deci pe folderul curent nu am permisiuni. Observați că sunt conectat, ar fi trebuit, dar și în mod normal chestia asta se întâmplă automat, deci mi-e foarte greu să... Nu am omis să dau lucrurile de loc. Dacă scriem sudo minus i, în momentul ăsta o să trecem la loc și o să avem dreptul de administrat acest sistem. Dacă nu avem dreptul de administrat, nu putem să sistemul. Deci putem să considerăm că este chiar foarte ok ce s-a întâmplat. Trebuia să spunem, ne așteptăm la chestia asta. Noi mă din install din nou și încercăm cu dreptul de loc să vedem dacă se întâmplă ceva. Da? Și lăsăm din nou. Acum chiar e... Am rămas în folderul de loc. Trebuie să ne mutăm în folderul corect, nu? Încă o dată. Ok, suntem acum în folderul corect. Da, suntem în folderul corect. Și mai încercăm încă o dată. Ok. Și mai așteptăm încă o dată. Bam, să-mi cumpere niște chestii. Și cu ocazia asta puteți să vedeți că nu am învățat o dovezi niște chestii. Le fac un promo cu voi aici, da? Build success, salvă unde, a treia este primul loc, după cum vedeți. Și dacă dăm un S, ar trebui să vedem că a fost acolo un folder care se cheamă target. De toată lumea, ce credeți că conține folder target? Oare ce conține folder target? Cineva a făcut părerea? Executabil, foarte bine. E chiar cu roșoapă și atunci cazul nostru, ca să vedem foarte bine. Este aplicația mea și este aplicația pe care vreau să o pornesc. Dar ca să pot să pornesc aplicația asta, va trebui să construiesc acea imagine. Acea imagine care este reprezentată de către Docker file-ul pe care vi l-am arătat mai devreme. Înțelegeți pașii pe care îi fac aici? Adică există, dacă există în care trebuie să puteți să mă întrebați și să mă întrebați. Nu sunt neapărat chestii foarte simple, dar încerc să le fac pas cu pas ușor de înțeles. Deci motivul pentru care iau pas cu pas flow-ul ăsta este ca fiecare dintre voi să înțeleagă de fapt ce se întâmplă de la codul sursă, complet de la codul sursă și vreau să ajung la o aplicație accesibilă în internet. După care să vă spun că în realitate comenzii astea nu se dau pe mine. În realitate există un tool care face chestia asta pentru voi. Adică îl configurez o singură dată, apăs pe un buton și de fiecare dată se întâmplă chestia asta. Și nici nu trebuie să apăs pe buton. O să-l configurez astfel încât când modific codul sursă, automat să facă chestia asta. Deci, încerc să vă arăt care este flow-ul, da, tehnic vorbind, dar în realitate lucrurile stau mult mai simplu de atât. Dar nu trebuie să faceți de numă comenzile astea. Aș vrea doar să înțelegeți ce este în spatele comenzilor. Am creat jarul și următorul pas este să creez Docker file-ul. Docker file-ul îmi va crea o imagine. Pe sistemul curent am deja câteva imagini, puteți să vedeți care sunt acestea. Cea mai recentă a fost construită acum 13 zile. Puteți să scrieți atât de SEO. Deci, ce ar trebui să observăm după ce creăm imaginea în momentul ăsta? Ar trebui să observăm că apare o nouă imagine care tocmai a fost creată. Docker build din folderul în care se află Docker file-ul, care este folderul curent. O să trebuiască să extremizăm acel parametru care este, dacă mai amintesc eu, ne-am mutat de Docker file mai devreme, să numea chiar jar file și să-i spunem care este jarul în folderul target, ce nume am publicat, are tkh, așa, și dacă am scris corect numele ăsta, da? În principiu sper că am scris corect, dacă am scris corect numele ăsta, ar trebui să vedem că rezultatul este că se va crea o imagine. Și putem să verificăm această imagine respectivă, dând din nou Docker Images. Vedeți voi imaginea care a fost mai recent de alea câteva ceva, câteva luni s-a putut. Vedeți una care a fost acum 5 secunde. Aia este imaginea noastră. Este foarte simplu. Bun. Ce vreau să fac eu cu imaginea asta mai departe? Vreau să o instalez ca să fac să pornească. Dacă ne întoarcem la, și lăsați-mă să dau un fie ca să vedem mai bine, dacă ne întoarcem la conținutul folderului ăsta, o să vedeți că aici mai am o chestie foarte, foarte interesantă, un folder pe care l-am numit KUBE, vedeți? K
capabilul este pe scurtare pe care am dat la Kubernetes. Kubernetes care, în limba lui, sigur nu se pronunță așa Kubernetes, dar s-au zis numai Kubernetes, sigur din greacă, înseamnă în traducere căpitanul de navă, și dacă ai conduce, nu știu cum îi spunem noi în română, persoana care conduce o barcă, o navă, asta este Kubernetes. Se numește așa, pentru că el conduce aplicațiile, adică le orchestrează, le creează, le pornește, le repornește, atunci când este nevoie. Deci este acel administrator al aplicației. Ia locul unei persoane care ar trebui să facă chestia asta de mână. Bun, în interiorul acestui folder Kubernetes o să vedeți două fișiere. Unul se numește deployment și celălalt se numește service. Deployment este descriptorul care îi spune cum să instaleze aplicația, iar service îi spune cum să o expună în internet. Dacă ne uităm în deployment, o să vedeți că este, l-am simplificat, l-am scris cât de simplu posibil, da? Și o să vedeți că are un nume, dar cel mai important o să vedeți că pleacă de la o imagine. Știți ce este asta? Este chiar imaginea pe care... De unde am luat imaginea asta? Este chiar imaginea pe care am dat-o mai devreme. Doar că trebuie să aibă numele ăla. Poate vă întrebați de ce nu am iar până folderul se numește TechFlow și imaginea se numește DevTalk Junior. Sunt pentru că am prezumat chestia asta și la TechFlow și la DevTalk Junior și am asamblat în exemplu ăsta pe care nu l-am mai renumit într-un fel la lumea acum, da? Dar nu asta contează, nici asta nici unde voiam noi acele imagini, am să zicem și Gigi la voiam. Deci este absolut decizia noastră cum denumim imaginea asta. Și atunci, ce trebuie să mă asigur eu? Este că pentru a putea face deployment-ul ăsta, trebuie să denumesc imaginea mea exact așa. Dacă nu denumesc exact așa, nu o să știe cine este. Și întorcându-mă la Docker Images, o să vedeți că imaginea mea, în momentul ăsta, nu are deloc un nume. Ceea ce e normal, pentru că nu i-am dat un nume. Ca să-i dăm un nume, o să folosim o comandă, Docker tag. O să-i spunem că tagăm imaginea cu acest ID, cu numele, și acum o să-i spun exact cum se găsește în fișierul respectiv. Și o să mă duc un pic mai sus, să-i dau numele corect, o să am grijă să scriu și numele corect, în data. Și, dacă repetăm comanda care ne afișează imaginea, ar trebui să vedem că acum, într-adevăr, are numele respectiv. Și vedem că are numele respectiv. Ce credeți că se întâmplă mai departe? În momentul ăsta, dacă rulez fișierul de deployment, ar trebui să se facă o instalare aplicației. Dar înainte să fac o instalare aplicației, o să mă duc în fișier să vă arăt ce se întâmplă și în fișierul de service. Pentru că pe asta nu vi l-am arătat. Fișierul de service spune în felul următor. Expune portul 8080. Este portul pe care default prin Google va expune serviciul web pe care l-am făcut. Tot în portul 8080. Cu alte cuvinte, în afară, portul 8080 va fi mapat la portul 80 din interiorul aplicației. Dacă rulez cele două, dacă instalez aplicația deschis de cele două fișiere, o să vedem cum se instalează aplicația asta. Iar ulterior, aplicația se va vedea ca fiind un pod în Kubernetes. Podurile le pot vedea cu această comandă kubectl la Kubernetes control, get pods, îmi afișează podul. Podurile sunt, de fapt, aplicațiile în sine pe care, de fapt, sunt niște unități de scalare, să scalezi aplicația cu ajutorul lor. Dar, încă o dată, în cad kubedeployment, o să vedeți că mai apare aici un parametru pe care l-am omis intenționat un pic mai devreme și ca să fie replicat și are valoarea lui. Ce credeți că este acest de replicat? O singură instanță. Dacă l-aș făcut replica 10, s-ar făcut 10 instanțe. Poate chiar testăm asta. Bun. Și nu vreau să mai vorbesc foarte mult, dar am să zic doar kubectl, apply, file și folderul în sine pe care vreau să-l aplic și care conține cele două
cele două fișiere, deployment și service. Deci despre deployment și pe service aici ne spune că au fost create. Hai să vedem ce se întâmplă acum. PCPL de poți. A apărut o aplicație care rulează. A fost instantaneu chestia asta. Deci, în momentul ăsta, pe mașina virtuală din Amazon, rulează această aplicație. Da? Dacă folosesc un tool, cum ar fi curul, aș putea inclusiv să accesez această aplicație. Dar ca să accesez aplicația, ar trebui să văd cum este ea expusă. Pe acest port pe care l-a asignat Renault, îl mapează în portul 8080 al aplicației mele. Deci, realitatea este că, în momentul ăsta, eu ar trebui să pot să apelez, de exemplu, aplicația mea, folosind URL, localhost, portul pe care Kubernetes îl mapează în afară, și se numea Hello, nu m-ați minte. Da, se numea Hello. Asta este rezultatul. Dar ce am văzut a fost apelat din interior. Nu trebuie să vedem dacă se poate apela și din internet chestia asta acum? Dacă chiar este o aplicație pe care cineva o poate accesa de oriunde din lumea asta? Aproximativ, totul este gata. Aproximativ spun, pentru că orice mașină virtuală în Amazon este foarte, foarte bine securizată. Și va fi vorba de security lucru care cu siguranță nu va permite să apelez portul 32000 sau tot felul. Pentru că este un port necunoscut. Deci ce ar trebui să fac ca să pot să rezolv chestia asta, ar fi să mă asigur mai întâi că mașina mea virtuală expune portul respectiv. În security grupul pe care îl definește automat. Oamenii cu reguli de inbound care îmi permite numai să se facă. Deci ce aș putea să fac? Aș putea să înlocuiesc pe regula asta și să spun că vreau, undeva pe aici trebuie să pot să aleg ori trafic, să spun, accept absolut orice de oriunde. Nu e chiar să fac chestia asta, da? În momentul ăsta securitatea aplicației mele este la problemă. Dar, pentru exemplu nostru curent, cred că merge foarte bine, da? Nu am prins pe problemă. Și acum mașina mea virtuală pe care rulez, are un IP public. Având un IP public, înseamnă că ea poate fi accesată în internet. Deci, tot ce-mi trebuie să fac, tot ce-am rămâne să fac este să copiez IP-ul public, să mă duc și să încerc să apelez de pe portul... Nu mai știți? Aplicația. Și asta este exact aplicația pe care eu am expus-o în doar... Nu știu, a trecut 20 de minute de când am început. În fine, undeva pe acolo. Și am văzut chestia asta de lume. Toată durata asta a creierii în sine, plus comenzile pe care le-am dat, se automatizează. În mod normal, nu voi scrie niciodată de lume pe comenzile astea. Am vrut să fac un demo pentru voi, pentru că dacă aș fi venit și aș făcut un pipeline în care dăm un pic pe buton și se întâmpla magia în spate, poate nu v-ați dat seama că, de fapt, în spate chiar se întâmplă toate lucrurile astea. Dar, deci, doar este bine să știm ce se întâmplă în deployment-ul unei aplicații. Dar, în mod normal, toate chestia asta se întâmplă automat. Asta înseamnă că eu, în momentul în care fac o modificare, schimb codul, automat, codul meu de subversionare știe că am schimbat codul și va face tot flow-ul ăsta. Calculați timpul necesar doar la pașilor, a execuției pașilor, cel mai mult ajutat de aici, dacă ați fost atenți, ce pas? Compilarea. Eu aș spune că atunci când am dat un bun prin install-ul, credeți că a văzut la cea mai multe decât un bun prin install? Nu. Un interul pornit aplicația a fost prin instantanea. Deci gândiți-vă acum că în practică, doar acele câteva secunde ar fi cele necesare pentru a instala aplicația. Asta face ca noi să putem să facem aplicațiile, să le facem atât de rapid, încât pur și simplu ceva ce am primit azi dimineață să pot să livrez inclusiv în producție până în seara aceleiași zile. Există mult mai multe lucruri pe care trebuie să le știm și de care trebuie să fim aware. Există posibilitatea de a face testare în care să furnizăm funcționalitatea numai pe care mulți utilizatori, ca să auzat de A-B testing. Dar mi s-a întâmplat odată să îmi deschideți Facebook
și să vedeți că apare ceva diferit, dar colegului de bancă nu-i apare așa ceva? Adică vouă vă apare ceva diferit, dar altor persoane nu le apare sau unul dintre voi le apare la un anumit buton care acolo nu acolo, dar altora nu le apare. De aceeași aplicație, aceeași fiind. Nu e posibil ca mie să-mi apară o anumită funcționalitate, iar unui coleg, iar unui coleg să-mi apară lucru. Este o orchestrare făcută atât de deștept, încât răspândește funcționalitatea treptat către toată lumea. Astfel încât, inițial, de exemplu, putem face ca numai 10% de utilizatori să vadă noua funcționalitate. Dacă considerăm că totul merge bine, creștem procentul la 20%, apoi la 50% și putem face ca toți utilizatorii să aibă acces la această funcționalitate. Sau din contră, să ne dăm seama după 10% că funcționalitatea nu prea prinde. Și atunci să realizăm complet varia, fără ca majoritatea utilizatorilor să o vadă. Și sunt multe alte lucruri deștepte pe care le putem face în deployment-ul de software și prin arhitecturile de software pe care le implementăm. Ăsta este practic lucrul pe care vrem să facem în viitor. Nu doar să putem să servim foarte mulți utilizatori, ci să putem să facem asta într-un mod în care să avem cât mai repede aplicația out there, să avem un time to market cât mai mic și în felul ăsta să îmbunătățim, să avem un profit cât mai mare.